Salutare toată lumea, bine v-am găsit fraților la un nou episod, băieți. Deci m-am scuzat să n-am postat zilele astea de când am venit din vacanță, din mini-vacanță. Eu normal am venit duminică, azi miercuri. De ce n-am postat? Hai să vă explic. Deci am lucrat foarte mult la PC-ul secundar. Pentru știți de pe profilul de Steam, probabil că am pus pe profilul de Steam că mi s-a stricat, adică am avut niște probleme. În primul rând, mă rog, am avut, nu l-am mai curățat, nu i-am mai, nu l-am mai, n-am mai făcut nimic. Aveam un cooler de 15, am luat din piață la 15 lei sau 10 lei, cred că am dat pe el, deci cooler vechi, ieftin, nici nu mai mergea bine. Eu normal PC-ul secundar îl folosesc la chestii, de exemplu, uite, când fac un server, să ne jucăm pe live. De exemplu, fac un server de SAM, să ne jucăm pe live, ne dăm admin 6, toți ne jucăm, ne împușcăm așa. Nu-l hostez de pe PC-ul principal pentru că mi ocupă foarte mult RAM-ul server. Și o fac de pe PC-ul secundar, de exemplu, sau multe chestii, multe alte chestii. Fac de pe PC-ul secundar, sau idle pe Steam, de exemplu. Sau, nu știu, rație pe Filelist, cum am stat la SID. Și multe alte chestii le fac de pe PC-ul secundar. Și aveam multe probleme, mi se încălzea prea mult calculatorul. Bine, nu e o problemă pentru că eu am stat, adică nu, știți, unii se sperie, frate, văd 80 de grade la procesor, gata, ia uite-mă, futuți morții mătii să-ți fute sclavul. Aoleo, ce sclav, cu aia s-a băgat intenționat și după, aoleo, dă tempui mie, nici nu mai să mă jure în SMS, dă te dracu de prost, dacă-ți bubuie, arăt că mai bubuit o dată aici, deja că, stați un pic. Mamă, deci, așa. Deci ce vreau să vă zic, mi-am comandat acum de pe Media Galaxy frumos elegant un hard disk, un cooler nou pentru procesorul vechi, pentru calculatorul vechi, un cooler ca lumea beton la 15 lei. Nu exagerez, 15 lei am dat pe el, un hard disk și o pastă și sper să le, nu știu, sper să vină azi. Am comandat ieri, deci nu s-ar putea. Bine, eu tot timpul când am comandat chestii și de pe Mac și de pe Media Galaxy, am primit tot timpul a doua zi. Dar am văzut că la Media Galaxy s-au plâns foarte mult să-mi bat piciorul, m-o prins să stau cu radarul. Și vine după mine fraierul. Deci, deci de multe, multe ori am. Stai, stai, mamă, știu ce fac. Știu ce fac, știu ce fac. BAM! LOL, ce muie am dat la băiat. Și mai poate să vină, că oricum bubuie și mor. RIP. Da, hai să discutăm. Că nu vreau să-mi ia permisul acum. Îl ia după aia dracu și stau afecat să revină. Așa, deci ce vreau să vă zic. După cum am bine zis, mi-am comandat chestiile alea. Sper să vină azi, mâine, nu știu, dar cred că mâine o să vină totuși. Dar și mâine e ok, n-am nimic împotrivă dacă vin mâine. Le montez, îmi fac PC-ul secundar și da, cam atât am. De-aia n-am postat zilele astea, adică 2 zile, că am avut mult de lucru la PC-ul secundar. L-am curățat, deci bă, deci am scos procesorul, frate, din socket. Bă, era niște praf acolo, mă, nici nu știu cum dracu se putea conecta, mă. Nu știu cum a intrat praf sub socket. Nu sub socket, sub pro... Ia uite, mă, mânca. What the fuck is wrong with that? Da, a intrat praf, pur și simplu, era praf pe acolo, era praf. Deci am dat cu de aia, știi tu, bețișorul de la de ureche. Am dat pe procesor, bă, s-o lua niște jec de pe... Și nu era pastă, că pastă era curat. Deci s-o lua niște jec de pe procesor, bă. Am curățat, am făcut tot, l-am făcut blană bombă. Acum, bă, unde trecui, mă, podul ăla? Să-i un pic, uite aici, podul. Mi-am băgat moduri de iarnă, că e iarnă, că e beton, că alea, așa. Hai să vedem. Deci, ce v-am spus? O să-l fac ca lumea, încep iară să fac o creație pe Filelist și dacă fac 3000 de puncte pe Filelist, bine, eu am niște conturi, am 3 conturi momentan. De fapt, unul nu e a meu, e al lui Fabi, dar îi știu parola, deci pot să intru pe cont. Dar nu, bine, la nu să-l dau la giveaway, vă dați seama, e contul lui Fabi. Dar am un cont pe care ori îl dau la giveaway, ori o să vă las, pur și simplu, o să vă dau parola, că n-aveți ce să faceți, pentru că și dacă schimbați parola, nu puteți să schimbați e-mail-ul, pentru că e-mail-ul pe Filelist, e-mailul care ai făcut contul ăla rămâne. N-ai cum să schimbi, nu te lasă să schimbi. Și probabil o să vi-l las, o să vi-l dau pe la voz, donat ce vreți de pe el, pentru că puteți să stați și 15 online deodată pe cont. Să vă downloadați chestii de pe și alea, nu știu, probabil o să-l dau pe un live, o să-i dau parola, nu știu de ce o să fac chestia asta, dar o fac pentru că n-am ce face, am două conturi de Filelist și unul nu-l folosesc deloc, adică nu intru de pe același IP pe ambele conturi să-mi iau direct cu bani pe Filelist. Deci probabil o să vi-l dau vouă să-l folosiți, adică o să-l dau și dacă schimbați parola o schimb eu înapoi și pot să văd, adică mi-arată pe e-mail de pe ce IP a fost schimbată și nu știu, dacă o schimbați, nu vi-l mai dau și gata, dar că oricum n-aveți cum să-l luați, n-aveți cum să-l fulați, auzi la mine, n-aveți cum să-l furați. Că pe e-mail-ul meu, n-aveți cum să schimbați e-mail-ul pentru că ăla ai făcut contul și pot să-l schimb când vreau, pot schimb parola când vreau înapoi, deci n-are, nu puteți să-l furați sau ceva, dar e faza, fă la zauros, doamna, ceva, că eu am deja contul de Filelist destule. Mă rog, am unul și unul mi-e destul. Da.
Nu, mai știu ce să vă zic, frate. M-am plimbat pe aici, păi acum fug de ăla, că o să vină la după mine, pentru că așa fac bulangii. Știe că am fugit și mai ales că am pus și eu bulangiu adevărul, că am bubuit acolo. Și o să vină după mine, eu oricum, după asta, ia câte ore am jucat luna asta, bă, că eu pe, a, 4 ore. Eu pe 23, cred că plec la bunici, pe 27 vin, adică 5 zile stau. Și, nu 5 zile, doamne, la 4 zile stau. Și, bă, cam atât o să fie. După aia vin înapoi, de Reveleu facem live cum ne-am obișnuit. Live-ul din când a venit anul 2017 nu mai e pentru că l-am făcut pe canalul lui Fabi și Fabi a șters live-ul ăla. Deci oricum de data asta fac pe canalul meu live-ul de Revelion, că nu, nu și păcat, era, a fost păcat că am făcut vreo 7 ore live cu Dead by Daylight, cu CS, ia uite-l, ia uite-l, ia uite-l, cred că ăla era. Nu sunt sigur, dar cred că ăla era. Nu știu de ce mă încurajați vorbi, mă rog. Da, deci cam asta e faza. Ce faci, mă, la Rafael? Bă, lasă-mă, ce nume ești, mega Rafael, adică, te rog frumos, e Rafael, nu se poate fără Rafael. Am 110 zile, cred că, în TTB și o să rămân aici, pentru că nu mai am chef. Nu știu, pur și simplu m-am obișnuit aici, deci e ca și iau, treci pe ăsta, Axu Beleaua, Axu care a luat FV la orică, se jura cu liderul. Da. Cu colidul, pardon, cu Dia, cred că sunt jurat, frate, de la FV. Deci aici e ca familia mea, frate, eu rămân aici până, nu știu, până renunță liderul, pentru că dacă renunță liderul și vine al lider, nu o să mai rămân, pentru că eu vreau aici, ca lumea, frate, e ca lumea și Tavi, și pe WhatsApp cu ei, e ca lumea, frate, adică au WhatsApp pentru aia de rang 4, știi? De rang 4 plus. E ca lumea, frate, suntem toți acolo, e ca lumea băieții, deci de-aia nu vreau, de ce să părăsesc, frate, facțiunea dacă îmi place, știi? Probabil nu o să rămân aici. Bine, sper să fac 200 de zile. Nu știu, habar n-am. Când nu o să mai am timp, probabil o să-mi dau demisia. Sau când se lasă liderul. Că dacă se lasă liderul, eu n-o să mai am de ce să joc aici. Da, nu știu, nu prea mai am timp. V-ați văzut. Eu în ultimele zile, stai, nu știu, să intru în HQ, să mă ascund undeva, să nu vină ăla. Dar nu cred că vine Mădrecu. Au văzut că m-am sinucis. Nu cred că vine Mădrecu. Bă, dar cred că știe că am intrat în HQ, mă. Să mor eu. Cred că știe. Dar o să stau AFK, mă. Că cred că poate să-mi ia permisul. Mă rog, hai să vă arăt. Aici sunt pe Mag, nu vă arăt, nu pe Mag, pe Media Galaxy, nu o să vă arăt chestia. Ia să-ți dau refresh. Starea comenzii, confirmat integral. Nu știu de ce scrie așa. Confirmat, adică nu e confirmat. Mă rog, confirmat integral, cred că e că am confirmat eu plata. Ok. Intrăm pe ăsta. Bă, de fapt o să fac o chestie. Sun, așa, gata, ia uite. Aici suntem pe website. Ok, hai să vă arăt. Faction, aici în primul rând 110 zile, respect foarte tare în facțiunea. Ce vreau să văd. Referral, să aici am niște chestia cont de referral care cred că. Bă, stai, ce vreau să fac? Că am și uitat să-mi bag piciorul. Aici conturile de referral. Nu mai am nimic. Bă, ce vreau să fac să-mi bag piciorul? A, orele, da. Monthly play. Uitați-vă voi aici. 20. Deci, uite, de când a început școala, deci în septembrie, până în 11 septembrie, când am, până în 12, pardon, când 12 cred că am început școala, până în 12 septembrie am jucat 68 de ore. După aia, în octombrie, 21 de ore, noiembrie, 22 de ore. Nu mai am timp să joc sam, frate. Aici, în aprilie 6, am făcut o oră și 2 ore pentru că aici mă lăsasem de sam, mă lăsasem de bizon, știi? Mă lăsasem de sam, de fapt, nu mă lăsasem de bizon. Ianuarie 127 de ore, da? 87, 23, uite, în ultimele 2 luni de-abia am făcut 20 de ore activitate, man. Deci n-am mai avut timp să joc, efectiv, n-am mai avut timp cu școala. Deci 20 de ore pe lună, ar veni jumătate de oră pe zi, mă rog, mai mult de jumătate, 40 de minute pe zi, deci nu mai am timp de samp, așa de mult. Scot minimul să nu mă scoată din facțiune, vă dați seama că eu înainte să intru în facțiune, o să joc probabil vreo 50 de ore, pentru că, adică dacă dau demisia de aici, o să joc o lună 50 de ore, pentru că sunt unii lideri care nu se mulțumesc cu minimul de ore, adică unii, bă, cine ai bă, să 20 de ore, chiar dacă e minimul, adică poți să stai într-o facțiune cu 20 de ore pe lună, dar unii nu se mulțumesc cu minimul. Nici nu te poate scoate din facțiune dacă deja ai intrat și ai 20 de ore pe lună, dar nu te acceptă dacă n-ai 20 de ore, dacă ai 20 de ore pe lună, știi? Și o să încerc, dacă o să intru în altă facțiune, probabil, nu știu, ori o să intru într-o de aia care n-are liderul pretenții, uite cum e aici, n-are liderul, 20 minimum să joci, frate, minimum, că nici el n-apucă, și el joacă tot minimul liderul nostru.
care școala are chestii, deci minimul trebuie să joci aici. Și asta îmi place, joc 20 de ore, joc 30 de minute pe zi, am făcut 20 de ore, că dacă joc 30 de minute pe zi, vin 15 ore, mă. Nu, mai mult de 30 de minute. De bine, pot să joc într-o zi 2 ore, uite, în weekend pot să fac 5 ore, de exemplu, să joc 2 ore pe zi în weekend, dar nu cred că apuc 2 ore pe zi în weekend. Că am și meditație, am teme, chestii, nu știu, bar n-am, oricum e ușor să scos mie. De fapt, bine, nu e chiar ușor, pentru că eu luna trecută, în noiembrie, le-am făcut 22 de ore, de-abia le-am făcut. Bă, deci... De ce căcat mi-au luat o mașină așa singur la dreapta, singură? Da, deci, sper să apuc să fac măcar 40 de ore luna asta, dar nu cred că... Bă, știi ce care e faza? Eu am venit prin... Eu am apucat să joc din nou din 4, deci în 4 decembrie eu am intrat pe server, deci în 2 zile am făcut 4 ore, în 2 zile 4 ore, în 30 de zile... Nu știu, ar veni 60 de ore, dar eu nu o să apuc să fac 60 de ore pentru că nu o să joc zilnic. Uite, bă, e fain nebul ăsta, să mă uite ce fain se vede că e nebul ăsta. Așa, deci nu o să apuc să joc orele alea să fac 60 de ore. Nu știu, aș face vreo 2-3 luni 60 de ore să trag tare să fac. Nu de alta, dar... să intru... Înainte să intru în altă facțiune să fac 60 de ore, știi? Asta ar fi super... La lumea, dar e greu, naiba. Adică în vacanță fac și 100 de ore, naiba. Mă joc 5 ore pe zi în vacanță, mă jucam. Știi, în vacanța de vară chiar jucam 5 ore pe zi de samp. Dar acum nu mai ai timp. Păi 5 ori 30 cam atâta vine, cam 120 ceva, 130 de ore. Nici nu știu cât vine. 5 ori 3, 15, da, 150 de ore vin. Dar bine, nu joci 5 ore pe zi constant. Dar jucam 4-5 ore pe zi, jucam, frate. În vacanță băgam. Am băgat într-o zi 8 ore, într-o zi 2 ore, dar băgam, știi? Da. Timpul școlii n-ai, man. Adică pot să joc și acum 3-4 ore pe zi, 5 ore chiar. Pot să joc și acum 5 ore pe zi. Dar cine rămâne cu Origen? Raul rămâne cu Origen. Mai ales că la noi nu zic că-s profesorii cu capul, pentru că nu știu, mă, nu zic chestii de-astea, dar nu știu să explic. Sunt unii care au prea multe pretenții. De exemplu, băga mi-aș piciorul în modurile astea că se blochează așa. Unii profesori, nu știu. Pui, uite și pe ăștia au făcut accidentul. Vor prea mult, vor, nu știu, materii pur și simplu inutile. Cum ar fi la muzică, e materie inutilă, frate. Să ne pună să cântăm acolo o colindă, ne dă un 10 și aia e. Nu e așa, ne ascultă din nu știu cine care, băi, băgam ea și picioarele în modurile astea, coaie. Putu-vă modurile în curs să vi le fut. Te ascultă din căcaturi, practic, și la muzică. Și stai, mă, nu cine stă să învețe la muzică, drept. Poți să înveți la alte materii, să nu rămâi drept cu corigeni, știi? Dar ce drept învață, mă, la muzică? Mâncați, nu știu, ziceți, mă, în comentarii, cât să învățați la muzică de aici, din comentarii, la mine de aici. Da, băieți, eu v-am lăsat aici, mă pun să aplaudez ăsta și cred că mă culc un pic, nu știu. Pe Snapchat, Raul 2KK, am pornit o melodie, pe Snapchat, Raul 2KK. Intrați acolo, mă căutați și îmi dați iată să facem scor chestii, zile ce vreți voi.